În comunitate. Cu Răzvan Ursuleanu. În comunitate, București FM 98,3, vă spuneam, Mihai Peticilă, invitat, jurnalist EduPedu, să intrați, vă rog, și pe pagina de Facebook București FM, emisiunea este și live video, nu doar audio. Mihai, bine ai revenit, cu vreo 50 de re înainte de revenit în emisiune. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să revin aici, Răzvan, și mă bucur că discutăm din nou despre educație. Corect. Dacă ar fi să discutăm în amănunt despre educație, ar trebui să te muți aici și să locuiești în radio. Ar fi o emisiune fără sfârșit, un never ending story. Pentru că și dacă în teorie s-a rezolvat toate problemele, în ziua în care s-a rezolvat toate, te-ai trezit că apar altele și povestea ar continua. În prezentarea mea am spus despre câteva puncte pe care le vom aborda. N-aș spune că e o ordine anumită, pentru că toate sunt importante, dar o să te rog, Mihai, să vorbim în primul rând despre camera de detenție. Pentru că acest cuvânt detenție, așa ne-am obișnuit, cel puțin în ultimii 30 ceva de ani după Revoluție, în orice știre la televizor, în orice discurs, în orice dialog, atunci când apare cuvântul detenție, oamenii se gândesc, primul lucru la care se gândesc la închisoare, la pușcărie, deci detenție. Se află în detenție de un an de zile, de 5 ani de zile. Mai are de stat 83 de ani în detenție. Drept pentru care trebuie cu siguranță să explicăm cât se poate de bine și de clar ce înseamnă, dacă e cel mai potrivit cuvânt, nu știu, limba română câteodată are, câteodată nu are termeni care pot fi la fel de rezonanți ca în limba engleză. Camera de detenție. Camera de detenție nu a fost definită de către Ministerul Educației sau de către Inspectorate drept cameră de detenție. Ea cumva a apărut în discuția publică sub această denumire pentru că la un moment dat, acum vreun an de zile, s-a pus problema înființării unui spațiu în care să fie duși elevii care deranjează orele. Și atunci, după modelul liceelor americane, pe care le știm cu toții din serialele adolescenței noastre și probabil la unei bune părți a publicului, acea a fost la îndemână, camera de detenție, detention room din Statele Unite. Acum, nu știu cât de potrivită este, dar ce-i drept, în aceste camere, așa cum ele au fost reglementate de către minister prin regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ, în aceste camere, elevul este luat din clasă și trimis acolo să stea sub supravegherea altui profesor, cu camere de supraveghere pornită, cu sunet și cu video, și să facă alte activități decât ar fi făcut în clasă. E drept tot activități educative. Și atunci, cumva are legătură, e vorba despre o penalitate care are loc pentru acel copil. Deci, avem o penitență, o penalitate pusă în practică într-un spațiu care poate fi bibliotecă, poate fi cancelarie. Uite, unele școli au înființat în cancelarie, îi trimit pe copii acolo să stea cu profesorul de serviciu sau cu cei care au fereastră. Și atunci e și asta o pedeapsă, să zicem, a doua oară poate nu mai vor. Obligatoriu în această cameră cu elevii va sta permanent și un profesor? Obligatoriu în această cameră cu elevi va sta ori un profesor, ori un cadru didactic auxiliar. Asta înseamnă laborant, bibliotecar sau, nu știu, altă funcție din zona asta, cadre didactice auxiliare. Dar ce e interesant de văzut aici e că fiecare școală ar trebui ca în momentul în care implementează o astfel de cameră de detenție, să cheme părinții și să le spune exact, ca totul să fie previzibil, la ce să se aștepte. Adică, la ora de matematică, dacă un copil nu e ok și profesorul nu reușește prin metodele pe care le are deja să îl domolească, atunci va merge în această cameră. Ce se întâmplă acolo? De ce s-a născut camera asta? Pentru că au cerut-o școlile. Directorii au spus și profesorii au spus că nu au ce să facă cu anumiți copii care deranjează ora și cumva nu-și mai pot face orele, pentru că profesorii, din păcate, sunt obișnuiți să predea într-un anumit stil, într-o anumită oază de liniște în clasă și toți copiii să fie super conectați la ora respectivă. Acum, profesorii care fac din ora asta un spectacol și care sunt plini de entuziasm și vin acolo cu ce au ei mai bun și îi captează pe copii, cred că nu o să aibă de trimis niciun copil la camera de detenție. Dar sunt și alții, asta este, care vor folosi această metodă. Pentru ei, și pentru toată partea asta de profesori mai, nu știu, sensibil, că așa și pentru copiii mai zvăpăiați, va exista această cameră. Nu este încă foarte clar cum se va aplica ea și care va fi efectul ei, pentru că s-ar putea ca unii să o considere o scăpare, pentru că nu se pune absență în momentul în care sunt trimiși acolo, s-ar putea să o considere o joacă, să facă club acolo, nu? Se întâlnesc cu băieții care deranjează, că sunt cam aceiași în fiecare școală, 3, 4, 5 de la diverse clase, și o convinge pe bibliotecară, nu știu, să stea pe net, pe telefon, pe orice... Tu spui, se întâlnesc că sună ca și cum chiar își pot da întâlnire în camera, adică fac fiecare probabil ceva în clasă și se întâlnesc acolo și organizează un miniclub. Adolescenții comunică foarte mult. Adică să nu uităm că ei sunt într-o permanentă comunicare. Dacă până acum chiuleau să se întâlnească undeva, acum pur și simplu fac gălăgie și nu mai primesc absență și se vor duce la acel loc unde vor trebui să stea o oră și se vor distra între ei. Deci depinde foarte mult, foarte mult de ce însoțește măsura asta. Pentru că dacă ai un consilier școlar care știe să atace problema, nu efectul ei, care știe să vorbească cu el, care, dacă ai niște profesori care știu care sunt copiii probleme, vorbesc între ei, să-și cumva coordoneze măsurile astea, nu? Ce se întâmplă dacă vor fi trimiși acolo 10 copii? Adică bibliotecara ce poate să facă cu 10 copii? Bibliotecara are și treburile ei. Nu este un om refugiu, un om unde trimiți toate problemele școlii. Nu are calificare să se ocupe de niște copii care sunt turbulenți. Păi tu, Mihai, spui de fapt în felul următor, că ideea în sine, și apropo de serialele tinereții, adolescenței noastre, mi-am amintesc de primul film în care am văzut, am aflat despre camera de detenție, este o bijuterie de film, se cheamă Breakfast Club. Atenție, Breakfast Club, pentru că asta era acolo. Deci ei se duceau și era un mini, exact cum ai spus, un mini club, luau un sandwich, dansau, teoretic ar fi trebuit să învețe câte ceva, dar nu se întâmpla una ca asta. Dar, de fapt, tot ce ai spus ne duce în primul rând cu gândul la factorul cheie al acestei posibile viitoare ecuații, părinții. Tu ai spus puțin mai devreme, ar trebui ca școlile. Cred că trebuie tăiat, ar trebui și înlocuit cu trebuie. În momentul în care părinții nu vor înțelege cu toții exact despre ce este vorba, că e un sistem de este penalty room, în care, adică nu e o cameră cu zăbrele și cu o bilă de fier cu lanț și cu o farfurioară cu apă și cu o pâinică și stau acolo pe întuneric, nu e o celulă. Este o cameră de tradus din limba engleză, cum ai spus, dar cred că părinții în primul rând va trebui să înțeleagă perfect despre ce este vorba. Probabil că părinții vor înțelege atâta timp cât sunt oameni de înțeles. Și să fie și de acord. Și cât vor percepe măsura asta din explicațiile pe care școala le va da. Va conta foarte mult ce se întâmplă în momentul în care ei vor fi anunțați că acel copil, copilul lor, a ajuns în această cameră. Pentru că dacă un copil vine și dacă un părinte vine cu o falcă în cer și cu un an pământ la director și zice, te dau în judecată, mi-ai arestat copilul, mi-ai arestat copilul, mi l-ai așa, atunci avem o discuție care se va duce în altă zonă. Deci contează foarte mult. Contează și foarte mult cum e prezentată măsura, pentru că Ministerul Educației a încercat să spună că asta e o cameră de liniștire, dar nu înțelegem conceptul, cum adică de liniștire, va fi liniște acolo? Probabil că nu va fi liniște, că sunt niște copii la bibliotecă e liniște așa, în... liniștea bunului simț, principial, da. Nu știm dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Deci cumva trebuie explicată, trebuia pilotată, trebuia gândită un pic mai bine măsura asta ca să aibă succes. Așa se face o testare pe întreaga populație școlară, școlile care sunt mai îndrăznețe sau care chiar au probleme cu copiii vor face această cameră, celelalte nu. Vom vedea după un an de zile ce înseamnă ea, dacă și acei copii, clienții de acolo, vor deveni clienții poliției, de exemplu, sau altor autorități. Rămâne de văzut dacă ce fel de loc e ăsta, sau dacă s-au corectat pur și simplu niște derapaje încă din frage de pruncie. Poți să anticipez puțin, cred că cel mai comod răspuns în momentul în care, ipotetic vorbind, o școală poate n-ar dori să se complice, va fi n-avem spațiu, n-avem unde să asigurăm ceea ce ne cereți voi. Și am eu sentimentul așa, bine, nu e un argument, speculațiile nu au relevanță, tot din filme știm, Dar va fi un răspuns care cred eu că o să apară foarte des, sau nu foarte des, venit din partea multor instituții de învățământ. Nu, corect. Chiar nu au spații, adică nu e de glumă. În școlile în care sunt biblioteci, acolo se va face, dar în restul școlilor nu există spații, pentru că s-au umplut cu clase pregătitoare, au fost desfințate în ultimii ani inclusiv laboratoare de fizică, de chimie, de biologie, pentru a face loc claselor pregătitoare, pentru că în orașe cel puțin avem o explozie demografică, mă rog, nu e mult spus explozie, avem o creștere demografică și atunci ai nevoie de multe clase pregătitoare, mai ales că toate sunt pe parter, clasele pregătitoare n-ai voie cu ele la etaj, din pricina scărilor. Și atunci au făcut din laboratoare și din astea, din toate spațiile pe care le aveau, clase, și în multe școli nu o să fie acest spațiu. Nu te-am întrebat, dincolo de toate argumentele care au fost aduse până acum în emisiune, crezi tu, Mihai, că este necesară prezența și în România unei astfel de camere de detenție? Din punctul meu de vedere, eu nu am studiat, n-am avut nici foarte mult timp să mă uit pe problema asta, ea nefiind anunțată cu 2-3 ani înainte ca să ne obișnuim cu ea și să poată fi explicată. Așa cum au argumentat-o cei de la minister până acum, nu. Așa cum au argumentat-o unele școli că au niște probleme, cred că se putea face doar pentru acele școli un plan și putea fi pilotată pentru început, timp de un an de zile, cu oameni specializați, cu consiliere, cu psihologi, poate și cei de la poliție, că au metodele lor, să piloteze pe anumite locuri, în anumite zone, care poate, nu știu, au o populație mai mare din asta de copii cu alte apucături. Și atunci, acolo, cred că trebuia rezolvată problema. Așa, pur și simplu, dată drumul în toată, ca opțiune, e drept. Dar pus așa, uite, naște niște dezbateri, asta e un lucru bun, dar nu știu dacă atacă problema, pentru că... și cred că o să mai apară, nu cred, aici sunt sigur, o să mai apară o problemă, pentru că în momentul în care cu acești copii, tot ipotetic, va fi obligatoriu să fie prezent un cadru didactic sau auxiliar, acesta va trebui plătit sau va pretinde niște bani, pentru că ar putea să spună oricine, nu vă spărați de ce să stau să-i păzesc, nu intră în atribuțiile mele de serviciu. Am sentimentul că și aici vor exista discuții. Rămâne de văzut. Avem mai multe subiecte și nu vreau să le scăpăm. Încă o dată spun, toate foarte importante, pentru că țin de învățământ, țin de educație. Camera de detenție nu bifez, pentru că până bifăm noi un subiect, bifat înseamnă rezolvat. Peste un an o să putem să tragem o concluzie. Să nu scăpăm unul dintre marile hopuri ale multor ascultători, printre care mă număr și eu, asta în cazul în care chiar dorim să recunoaștem cum s-au petrecut lucrurile, onorată instanță, bacalaureatul. Acum eu nu-l consider un mare obstacol, dar într-adevăr bacalaureatul de anul viitor a pus niște discuții pe tapet, pentru că pentru a doua oară în istoria recentă cumva se organizează bacalaureatul în două etape. Asta e prima problemă, adică probele de competențe, cele oralele, pe care noi le știm ca probele de limbi străine și de română oral și așa mai departe, și atunci competențe digitale. Probele acestea se organizează cumva în iarnă, s-a mai făcut așa în 2018, și probele scrise, care au loc aproape la finalul anului, la finalul cursurilor. Pentru prima dată însă, aceste probe vor avea loc în timp ce în școli sunt în continuare ore, adică pe 10 iunie, deși anul școlar, cursurile anului școlar se încheie pe 20 iunie. Deci cumva, pe 21 chiar, avem acest gap, adică în școli, în cele 1500 sau 1600 de licee din România în care se va organiza bacalaureatul, elevii vor fi în continuare la cursuri, celelalte clase, a 9-a, a 10-a, a 11-a, plus gimnaziu dacă există. Deci, ce se întâmplă acolo nu e clar. Da, bănuiesc că a existat o rațiune care a condus la această decizie. Rațiunea a fost una europeană, internațională. Chiar România a luat decizia asta din cauza schimbărilor climatice. Adică s-a pus problema că se încălzește foarte tare în luna iulie și că faptul că se prelungea examenul până atunci punea o problemă asupra infrastructurii, că nu aveam aere condiționate, climatizare în școli, și atunci copiii să stea câte 3 ore sau 2 ore, respectiv cei de-a 8-a, în căldură, să rezolve subiecte pentru un examen colosal pentru ei, cu o miză extraordinară, cum spuneai mai devreme. Era o problemă. Și atunci s-a pus problema ce facem, unde îl punem, știți cum e, că structura anului școlar nu permite foarte multe sus-josuri și s-a pus problema ce se întâmplă acolo. Și cei de la Ministerul Educației au decis să pună pe 10 iunie proba la română, pe 11 proba obligatorie la profilului matematică sau istorie și pe 13 iunie cealaltă probă la alegere. Asta în timp ce, v-am spus, în acele școli vor exista copii de a 9-a, 10-a, 11-a și gimnaziu, care vor trebui să facă ore cu aceiași profesori, care sunt implicați în bacalaureat, care vor trebui să facă ore în liniște și care nu vor putea să iasă nici în pauză, pentru că timp de 3 ore cât e bacalaureatul, chiar dacă izolezi o aripă, nu poți să ai afară în curte niște copii care se joacă de mama focului și niște alți copii în clasă care își sparg tâmpele de ce trebuie să scrie la examen. Acum bacalaureatul nu se întinde pe durata o lună și jumătate. Slavă Domnului! Dar mă gândeam că în acele zile să fie ca un fel de mini-vacanță pentru ceilalți. N-ar fi o... S-a pus problema adică n-ar rezolva mai curând? S-a pus problema permisiunii, că trebuie modificat calendarul anului școlar, acordării permisiunii în acea bucată de timp școlilor, către școli, să facă școala altfel sau școala verde. Dar la școala altfel și la școala verde, tot profesorii sunt cei care organizează activități. Adică pe copiii aceia nu poți să-i trimiți în vacanță, pentru că astea sunt activități din cadrul anului școlar. Ele trebuie făcute. Se pune absență pentru școala altfel și școala verde. Nu este o chestiune, săptămâna verde, mă scuzați. Și nu poți să-i ții acasă? Nu. Cum să-i ții acasă? Ca să nu, și să nu-i deranjeze pe cei cu bacalaureat. Anul școlar acesta are 36 de săptămâni, din care au trecut 2, din care vor mai trece 2 cu săptămâna verde și săptămâna altfel. Rămân 32 de săptămâni. Vor mai trece încă 2 probabil de vacanță pe aici, lipite de alte vacanțe, pentru că se mai dă o zi, 2, o punte, o ceva, și începe să se scurteze foarte mult. Gândește-te că acești copii trebuie să facă școală, să fie într-un mediu de învățare, de predare, pentru că altfel ei se relaxează foarte repede. Acum, cea mai mare problemă a profesorilor este să recupereze ce au pierdut pe vacanța de vară, care vacanța de vară e una dintre cele mai mari din Europa în România. Adică, în Germania, școlile au început la 1 august. Noi începem pe 9 septembrie. Copiii din alte sisteme au 1 an și 8 luni înaintea unui copil din România pe durata celor 12 ani de școală obligatorie. 1 an și 8 luni înainte. Deci e ca și cum noi stăm 1 an și 8 luni în școală degeaba, fără să facem nimic, într-o vacanță. Și atunci? Și atunci e vorba de competitivitatea la nivel european. Și atunci cum faci cu bacalaureatul să nu... Pentru că rațiunea din noi este corectă. De fapt, amândouă sunt corecte. Și cea, nu poți să aduci... Nu spun copiii, hai să zic adolescenții la școală când sunt 50 de grade, că în aer condiționat, în același timp la fel de absurd este să și îi rogi pe toți copiii din școală liniște că dau ea bacul, ceea ce nu o să se întâmple. E o problemă pe care Ministerul Educației ar fi trebuit să o judece de 10 ori și să taie odată. Din păcate, calendarul acesta a fost pus în dezbatere, au existat niște... oameni care au spus și-au spus părerile în timpul dezbaterii, au existat propuneri, a existat un protest al profesorilor de la Colegiul Național Sfântul Sava, sunt vecinii dumneavoastră aici, și acești profesori semnalau chestiunea asta că va fi o degringoladă, un haos, că riscă să se transforme în așa ceva acest examen, pentru că nu se poate ca cei profesori care au implicare în bacalaureat să fie implicați și la ore și în continuare să vadă și de ceilalți elevi în același timp. E inuman și nefezabil, pur și simplu. Nu știu ce ar trebui să facă Ministerul Educației, că nu sunt în zona respectivă, nici nu o să fiu vreodată, dar ca idee, probabil că ar fi trebuit să se consulte mai mult cu profesorii. Sunt sigur că soluția ar fi găsit. Probabil că centrele de examen puteau fi comasate în câteva licee care să fie goale și copiii de acolo duși pentru o perioadă în locul celorlalți, în locul claselor la 12, de la liceele respective. Cred că atunci când vrei să iei o măsură de genul ăsta, ca să faci un bine copilului, trebuie să iei pe toți în vedere. Nu există, hai să facem ceva heirupist și să iasă bine. O să vedem, e iarăși un experiment din ăla pe toată cohorta. Și nu e ok. Și se mai pierde 1 an. Se mai pierde 1 an, iar copiilor ăstora o să le folosească acest examen toată viața. Pentru că dacă pe ei îi pui niște condiții nasoale, dacă profesorii sunt stresați, dacă profesorii au grijă să facă orice altceva decât să fie alături de ei și liniștiți și împăcați cu asta, atunci le vor transmite și lor această stare. Inevitabil. Dacă intri într-o școală și profesorii de acolo sunt toți arici, Tu e clar că îți merge super bine și tu având emoții cu carul într-un moment în care se întâmplă niște lucruri decisive pentru viața ta, e clar că nu o să fie... și mai e o chestiune legală. Mihai, după care ți-am zis că ne avem nevoie de vreo 500 de emisiuni. Te rog, și pe urmă trecem la un alt punct. Mai e o chestiune de legalitate. Copiii ăștia vor da probele, se vor înscrie la bacalaureat pe 16-20 decembrie 2024, în condițiile în care ei nu au terminat clasa 12-a. Deci Ministerul inventează o înscriere la bacalaureat, deși copilul nu are terminate studiile liceale. Potrivit legii, se pot înscrie la bacalaureat doar cei care au terminat 12 clase. Deci va fi o chestie, frizează aici niște lucruri juridice, e depus întrebarea, eu nu știu cum se pot înscrie copiii aceia la bacalaureat în condițiile în care ei n-au terminat 12 clase. Te mai așteptăm pe la noi, înseamnă să discutăm când se apropie momentul. A mai avea importante, toate sunt importante, îmbrăcămintea în clasă, telefoane mobile, prezența lor închise, lăsate la intrare și meditațiile. Hai să începem așa pe scurt cu îmbrăcămintea. Despre uniformă nu se pune problema. Există școli care și-au făcut un cod vestimentar. Adică închis sau deschis sus la bust și jos pantalon închis deschis. Sau, mă rog, pentru fete, pentru băieți. Și, sau unii au insigne sau diverse semne. Acolo este discuția. În principiu, regulamentul acesta nu este regulamentul, și regulamentul și statutul elevului. Astea nu sunt diferite de ce era până acum, doar că există o prevedere care a fost luată din statutul elevului și acum cumva copiilor li se dă voie să intre în școală într-o ținută, ei nu mai pot fi dați afară. Deci ideea este că se face triajul la poartă. Adică până acum, să zicem, puteau să te dea afară din oră sau nu puteau să te dea afară din oră pentru ținută indecentă, dar intrasei până acolo. Unde era problema? Cine te-a lăsat să intri? Și prin scoaterea, prin eliminarea acelei fraze din statutul elevului că copilul poate fi atenționat să nu intre cu uniforma, de fapt, îți este, să nu intre cu ținuta neadecvată, de fapt îți este permisă intrarea în școală doar în ținută, ok. Deci, în ținută decentă, da, adecvată școlii, poți să intri în școală. Da, dar nu să definim puțin limba română. Îți spun sincer, eu, unul dintre ascultătorii București FM, pentru că ascult la rândul meu ceea ce spui, să nu râdeți de mine, dar nu înțeleg cuvântul. În acest context, ce înseamnă decent? Pentru că în unele zone din țara noastră, nu mă refer la întreaga planetă Pământ, o ținută decentă în București sau în Cluj, în același timp aceeași ținută, într-unul din satele, nu știu, de munte, acolo dacă apare așa copilul sau adolescentul, își face cruce jumătate de sat. Că vine, ia uite-te cum s-a îmbrăcat. Drept pentru care e interpretabilă totuși această ținută decentă în momentul în care, la fel ca orice lege, dacă nu se stipulează clar și se explică exact, deși aici e mai greu, cum stau lucrurile, atunci totul e interpretabil. Triajul spune că se face la poartă. Cine îl face? Un creator de modă? E unul care se uită, e ochiometri, cum se spune, și zice, vezi că da, tu ești îmbrăcat aiurea. Dar asta nu înseamnă nimic. Ca orice derapaj, probabil că legiuitorul, cel care a dat regulamentul respectiv, reglementatorul sistemului, s-a gândit să nu existe, nu știu, chestiuni care pot fi prea decoltate, chestiuni care pot fi prea deochiate, chestiuni care pot fi, nu știu, prea multe rupturi, prea multe culori, prea multe... Adică ceva extrem pentru a preveni derapajele de genul ăsta. Ținuta decentă e impusă de fiecare școală și cumva, cred că e la bunul simț al locului. Nu e egal cod vestimentar, dar atunci codul vestimentar ar trebui să fie spus specificat. Când spui cod vestimentar, îi spui black tie, business casual, business office, adică îi dai și termenul. Pentru că nu este egal cu uniforma, atenție, un cod vestimentar e cu totul, adică nu e în zona aia, dar e diferit. Codul vestimentar al liceului este, dar ce se întâmplă dacă un elev nu vine în uniformă? Nu poți să-i... îl dai afară, să spui că nu-l primești la oră, pentru că accesul la educație nu poate fi îngrădit. Corect. Și atunci există această prevedere cumva că cineva la poartă, directorul sau portarul sau cineva care e profesorul de serviciu, poate să-ți spună, nu poți să intri la ore, nu e decent, nu ești îmbrăcat decent, mergi și puneți un pantalon, un colan pe tine, sau în cazul băieților, mergi și schimbă hanoracul ăla care are un mesaj obscen, sau întoarce-l pe dos, adică sunt chestiuni de finețe care pot fi reglate, ăsta e doar un instrument pentru profesori și cred că fiecare în școala lui va decide ce e și ce nu e permis. O să fac o analogie, o paralelă între telefoanele mobile prezente în sele de clasă și telefoanele mobile prezente de-a lungul anilor aici în studio. Eu înțelege, dacă nu e tacit, atunci de multe ori s-a întâmplat chiar să fie explicată. Există un motiv pentru care nu e dorită neapărat în interiorul studioului, cum e studioul București FM, a telefonelor mobile ale invitaților, pentru că dacă un telefon, e un motiv, dacă un telefon sună, se creează o chestiune anumită microfonie și ascultătorul recepționează niște sunete monstruoase, drept pentru care există un motiv, deci alterează percepția ascultătorilor. La fel aș spune eu, dacă îmi permiți această analogie, și în clasă, atunci când se studiază ceva, dacă sună telefonul unui elev, perturbă ora respectivă. E cam același lucru, cred. Am putea să vorbim despre o perturbare, e clar. Nu este neapărat problema când sună. Telefoanele copiilor sunt mult mai atractive decât orice ar spune profesorul. Adică profesorul intră într-o competiție total inegală și total nefirească cu aceste dispozitive, care oferă tinerilor distracție, care cumva acaparează mintea lor și atenția lor, și atunci multe țări au luat decizia asta, să nu lase copiii cu telefoane în școală. Și noi acum, prin această reglementare, dăm școlilor, se oferă școlilor posibilitatea să spună stop telefoane la poartă sau la intrarea în școală, uite aici rastel, aici le puneți și le luați la plecare, sau să fie în fiecare clasă cât un dulăpior, cum a mai fost și în anii trecuți, sau o cutie, în care copiii să-și pună telefoanele și să le ia la ieșirea în pauză. Nu este o modificare foarte mare aici, pur și simplu s-a reglementat și s-au pus niște detalii mai bine acolo. A fost însă o neînțelegere, pentru că secretarul de stat Florin Lixandru a menționat într-o emisiune că nu au copiii voie nici în pauze cu telefonul, după care a revenit și a spus cumva nuanțat că au voie în pauze, dar depinde ce alege școala. Metoda opri telefonul la poartă și atunci, neavând telefon toată ziua, nu are ce să caute cu el în pauză, sau metoda în clasă, fiecare profesor gestionează și ia telefonul în pauză. Deci, cumva, școala gestionează și problema asta. Ideea e că n-ar trebui ca să fie telefoane pe băncile copiilor sau în buzunarele lor în timpul orei, decât în cazurile în care profesorul spune: haideți să facem o aplicație, astăzi plecăm în Austria sau în Viena sau în Stockholm și vrem să căutăm bilete de avion, vrem să căutăm excursii, hai să facem o documentare, hai să ne uităm, și atunci avem nevoie de telefon, pentru că atunci este un instrument extraordinar didactic. Dar asta depinde de profesori. Și bineînțeles că nu vom încheia emisiunea fără a discuta despre meditații. Înainte de a intra în direct cu Mihai Peticilă, vă reamintesc, jurnalist EduPedu, prezent la București FM pe 98,3, am avut o discuție punctuală, nu la modul general, pur și simplu punctuală, și în această discuție eu am spus lui Mihai și Monei Liche, producătorii emisiunii, și Mădălinei din regia de emisie, le-am spus așa: dincolo de orice fel de argumentație care poate să fie principial absolut corectă, eu, părinte, nu doresc să-mi fie alterat sub vreo formă dreptul meu ca părinte de a alege de pe această planetă Pământ, am pomenit-o mai devreme, pe oricine, absolut oricine, care să mediteze copilul la ceva. A medita înseamnă a recupera, nu știu, materia poate pierdută, a spori cunoștințele într-un anumit domeniu pe care poate că copilul meu stăpânește mai bine, nu știu, un profesor de pictură sau la altă recomandare, sau poate fac o greșeală și aduc pe cineva care îmi pregătește mai mult copilul într-un domeniu cu care n-are absolut nicio treabă, că n-am fost eu atent. Dar acest drept al meu, dincolo de ce vom discuta, eu n-aș dori pur și simplu să simt că cineva mi-l alterează. Dacă eu vreau să vină Mihai Peticilă sau oricare dintre ascultători și să mediteze băiatul, să poată să facă acest lucru. Atenție, însă e vorba strict de drepturile mele ca părinte. În același timp însă, ceea ce va spune în continuare Mihai, din păcate și din fericire în același timp, e la fel de corect. În primul rând, să lămurim problema. În tema meditațiilor nu e nicio schimbare. Se aplică și prin regulament ce scrie în lege, că profesorii nu au voie să facă meditații cu elevii de la clasă. Și există o chestiune care ține de integritate. În momentul în care intervine banul în relația dintre elev și profesorul de la clasă, atunci relația se pervertește. A fost demonstrată asta în timp. Poate sunt profesori care nu au o problemă cu asta, dar majoritatea au favorizat sau au defavorizat copiii cu care făceau sau nu făceau meditație și asta a dus la măsura de genul ăsta. E o chestiune de integritate. Putem să... să vorbim și despre partea cealaltă, despre alterarea dreptului părintelui. Părintele nu are o alterare a dreptului, pentru că părintele poate să se ducă să aleagă serviciul de meditație oricui oferă, dar profesorul de la clasă nu-l va oferi copiilor de la clasa lui. Și atunci tu oricum nu ai cum să alegi, pentru că el intră sub incidența acestei chestiuni de integritate și nu o va face. Pe de altă parte, există o scăpare pentru profesori aici, adică dacă profesorul respectiv lucrează la un centru de meditații, lucrează la un after school, profesorul, învățătorul, educatorul, al copilului respectiv lucrează într-un centru unde e angajat acolo, nu? Și copilul urmează și acel centru, atunci este o relație contractuală cu centrul, centrul își face angajările, nu poate fi îngrădit să-și angajeze ce profesor vrea. Și se pot intersecta. Și se pot intersecta, bineînțeles. Deci aici nu poate să intervină nimic în chestiunile care se întâmplă pe o piață concurențială. Dar atunci când există meditație făcută la domiciliul elevului sau profesorului, cu forme din astea de înțelegere contractuală pe PFA sau pe chestiuni de genul ăsta, atunci legea o vede ca pe o afectare a integrității profesorului și o interzice. Mai avem timp repede, da, cu o viteză accelerată, pentru... să zic, 32 de cuvinte legate de bullying? Mai avem timp un pic de bullying, e o întreagă tevatură aici cu bullying-ul. În primăvară a fost făcută, în primăvară a fost făcută o întreagă procedură și au fost puși profesorii să le lipească la vizier niște proceduri, niște scheme, niște organigrame din alea cu foarte multe detalii, ce să facă în caz de, ce să facă în caz de. Și acum a venit ministerul și a zis, gata, ștergem tot, rupem toate afișele de atunci, nu mai e nimic valabil, am făcut un nou plan de violență, pentru că de data asta au apucat să întrebe și celelalte instituții ce e de făcut și, într-adevăr, s-a făcut un nou plan de combatere a violenței școlare și există mai multe implicații asupra școlilor. În principiu, ele sunt organizatorice. Dacă fiecare și-ar face treaba de acolo, s-ar reduce bullying-ul. Șeful poliției, direcției școlare din poliție, spunea aici, la București FM, la colega dumneavoastră, chiar în emisiunea aceasta, în urmă cu 2 săptămâni, cred că violențele anul trecut școlar față de precedentul a fost o reducere la jumătate a violențelor psihologice. Deci cumva faptul că se discută public asta și faptul că există niște proceduri pe care profesorii să le facă au fost fie de bun augur și chiar s-au redus, fie profesorii văzându-se în fața unei corvoade imense și unei birocrații uriașe creată de acestea așa, au zis gata, nu le mai raportăm, dă-le încolo. Mihai Peticilă, jurnalist EduPedu, prezent din nou, iată, la București FM pe 98,3. Te așteptăm și în continuare, Mihai. Subiecte noi, vom dezbate și aceste subiecte dacă vor apărea și alte mini-spețe, ceea ce cu siguranță se va întâmpla. O zi minunată și încă o dată mulțumim. La revedere! Mulțumesc și eu, la revedere! București FM. Aici e capitala!